La cai. Hai. La cai. Suntem două echipe. Stați așa, vine și colegul meu acum. E acolo. Noi, aici. Voi doi sunteți? Da, da, da. Perfect. Cine joc eu? Cine urcă pe cal, cine Sigur? Este ajutorul? Da. Hai, urcă tu pe cal. Gândiți-vă, că da. Nu e nicio grabă. Eu urc, da, eu. Nu mai da. E. Okay. Cine ia plicul cel, călărețul, cel de pe cal, se dă și, jos și urcă pe cal cu tot cu plic sau poți să le iau după aia? Poți să le ia cine, colegul, nu e o problemă. Da? Cei care sunt pe jos. Da. Puteți face așa. Așa. Alergați și călărețul alergă după voi. Iar cel care călare lovește un pic cu călcâiele, cu ambele, ca să da, pornească da, da. La trap, dacă se poate să facă trap. Haideți un pic să vedeți cai, calul. E fată sau băiat? E băiat. Să nu vă fie frică, e foarte liniștit, da? Acomodat cu oamenii. Ce facem? Cu copii. Deci mergem cu același car? Da. Dacă nu reușești să iei scara din dreapta, poți să mergi cu o singură scară, să nu pierzi timp foarte mult, până este chinui, să pierzi 5 secunde. Hai, încearcă să urci pe cal, sunt două variante, urci singur sau cu ajutor, cum vrei tu. Ia să vedem încearcă dacă... Încearcă singur, dacă nu îți spun eu cu ajutor, cum te poate ajuta el. Odată așa. Da. Sus! Deci trebuie să... Se rătește. Acum. Opa! Ai dat drumul? Nu, da, corect. Gata? Da. 3, 2, și... Start kilometru! Perfect! Mă, bagă piciorul. A, hai, mergi, 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 mergi. Hai! Hai, căluțule! Hai cu tăticu! Bravo, bravo, băiatul! Bravo, căluțule! Hai! Hai cu tăticu! Hai! Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici! Hai, 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 bravo, bravo, bravo. A fost bine? Super, super. Și mai tare. Mulțumim. Bravo, bravo, băiatul. Bravo. Poți? Cât a fost timpul? 39. Cât a fost, Blai? Păi, na, asta o înțeleg, adică e cu efort fizic, dar e la sol, la pământ, adică poate fi făcut, nu trebuie să mă urc în vârful copacului unde am rău de înălțime. Proba foarte frumoasă, mi-a plăcut, drăguță, cu animal, cu căluți, cu... dar foarte solicitantă, adică am alergat 10 secunde, dar pe bune, adică am alergat noi calul, nu calul pe noi. Am mers destul de bine, am scos super timp. Super cu minte căluțul ăsta, deci ceva, am mai mers de câteva ori pe cai, dar ăsta mi s-a părut atât de cu minte și de docil. Eu nu sunt expert în călărie, imediat a prins galopul de la mine. Foarte, foarte ok. Super, drăguță, drăguță proba, chiar simpatică. Să vedem la timp dacă da. Rămâne timpul nostru sau e altcineva care se descurcă mai bine. Călăreții adevărați nici nu au nevoie de scară, nici de nimic. Prind calul de coamă și dau tare.